Salut! Sunt Emil Leotă la Gadget.ro și astăzi vorbim despre Samsung Galaxy J5 2017, un Best Buy din oferta companiei sud-coreene. Așa arată pachetul de retail în care sosește Samsung Galaxy J5 2017. În partea spate sunt oferite câteva informații cheie. Faptul că are o carcasă metalică, că are cititor de amprentă, conectivitate 4G, procesor octa-core pe 64-bit, display Super AMOLED cu rezoluție HD și cameră de 13 megapixeli principală plus cameră secundară tot de 13 megapixeli plus 16 GB spațiu de stocare. În pachet avem pe lângă smartphone și instrucțiuni de utilizare plus manualul de garanție, să spunem așa, cablul micro USB-USB, încărcătorul la 5V, 1,55A și căști de tip căști pe jack de 3.5 mm, era să spun de tip in-ear, dar nu sunt de tip in-ear, au un design ușor diferit, după cum se poate observa. Și acum să discutăm puțin despre specificațiile hardware pe care le incorporează Galaxy J5 2017. Mai întâi să vedem elementele de conectivitate. În partea frontală observați cititorul de amprentă la bază plus cele două taste capacitive cu rol de aplicații recente și back, carcasa metalică, camera de 13 megapixeli cu LED flash, în partea superioară nu se află niciun element de conectivitate, în lateral dreapta avem difuzorul telefonului, deci îl avem pe lateral dreapta plus tasta power, la bază portul micro USB și jack-ul de 3.5 mm, iar în lateral stânga sunt elementele de conectivitate plus reglarea volumului. Difuzorul aflat în lateral dreapta nu mai este obturat cu telefonul în modul landscape, a spune că este o poziționare reușită și veți vedea cum se aude J5 2017 puțin mai încolo. Cum spuneam, să vorbim puțin de partea hardware. Telefonul vine cu un display Super AMOLED de 5,2 inch cu rezoluție HD, 1280x720 pixeli, cu o densitate de 282 pixeli per inch. La nivel de procesor s-a optat pentru Exynos Octa 7870, un procesor octa-core la 1.6 GHz pe un Cortex A53, un procesor dezvoltat de către compania sud-coreană. Acesta este însoțit de acceleratorul grafic Mali T830MP1, și de 2 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare și slot dedicat pentru cardurile microSD de până la 256 GB. Noi l-am testat în ediția Dual SIM, dar în România este importat și Single SIM. Rulează Android 7.0 Nougat. În ce privește conectivitatea, pe lângă faptul că este Dual SIM, după cum am spus, telefonul vine cu 4G cu viteză de până la 300 Mbps pe secundă în download și 50 Mbps pe secundă în upload. Are Wi-Fi AC, un element foarte important pentru un telefon din categoria mid-range, este cumva la trecerea între low-cost și mid-range, ca să spun așa, la granița între cele două zone. Cum am spus, telefonul rulează Android 7.0 Nougat cu o interfață, a spune, aerisită, o interfață ce amintește destul de mult, să zicem, de Android în stadiu nativ. Observați că printr-un swipe de la bază în sus se intră în setarul de aplicații, zona de setări rapide, setările propriu-zise ale telefonului, destul de bine structurate și ușor de accesat. Nu sunt foarte multe aplicații preinstalate, avem secțiunea aplicații Samsung, aplicații Microsoft și aplicații Google. Sunt aplicații cumva asta, zicem că le avem pe cele Microsoft în plus față de ceea ce primești pe un telefon Android, dar sunt aplicații utile. Majoritatea folosim, să zicem, Excel, PowerPoint, partea asta de Office pe care o oferă Microsoft. Observați, nu sunt multe aplicații preinstalate, ceea ce arată că Samsung a ascultat de feedback-ul primit în piață și nu și-a încărcat telefonul cu bloatware. Dacă vrei să descarci anumite servicii ale Samsung, este suficient să intri în magazinul de aplicații Galaxy Apps, să le descarci de acolo și să ți le pui pe dispozitiv. Tu ești cel care decizi acest lucru, nu Samsung. Este un aspect pozitiv și mi-aș dori să-l văd pe cât mai multe telefoane Android, să nu mai avem atât de multe aplicații preinstalate, cât mai puține. Hai să vedem cum se aude telefonul. Am pus un clip de pe YouTube, îl duce la rezoluție HD. Difuzorul, v-am zis, se află în partea superioară și nu este blocat în modul landscape. Puncte pro pentru Galaxy J5 2017. Faptul că are o autonomie excelentă cu bateria de 3000 mAh,
care are un design plăcut, o construcție solidă, cu materiale de calitate și finisări atente, toate demne de o clasă superioară. Faptul că avem un display de calitate ce oferă culori vii, luminositate ridicată și contrast de asemenea. Pe partea de contra, să spunem puncte contra, un singur element ar fi faptul că sunt mici bug-uri software alături de un ansamblu hardware care este mai degrabă axat pe eficiență energetică decât pe performanță, ceea ce uneori face ca experiența de utilizare să nu fie la cote înalte. Mă aștept ca telefonul să intre la promoții din ce în ce mai agresive în perioada imediat următoare, mai ales că s-ar putea, eu știu, un viitor apropiat să-l vedem pe J5 2018, gama pe anul viitor. Telefonul deja a ajuns acum undeva în jurul la 1000 de lei și aș spune că este un telefon atractiv, mai ales că sunt sigur că majoritatea îl vor cumpăra din oferta operatorului de telecomunicații, iar acolo la prelungire de contract sau pe partea de, să zicem, portare, telefonul are un cost mai bun și devine, să zicem, cu adevărat atractiv. Are un raport pre-specificații ce îl recomandă. Oricum, este un mare plus față de ceea ce a reprezentat seria J până acum. Deja avem o serie J care spune că are valențe premium. Samsung a făcut treabă bună. Acesta a fost Galaxy J5 2016. Mai multe detalii găsiți în linkul din descriere. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă. La revedere!